fi o soluție introducerea obligativității vaccinării în România pe modelul unui alt stat care a anunțat că are în vedere impunerea unei astfel de măsuri de la început? Nu, în mod clar nu, și o spun clar și răspicat și nu trebuie să dăm apă la moară și mai mult unei propagande care, iată, a făcut foarte mult rău românilor și care are această propagandă pe conștiință, niște vieți care s-au pierdut. Cred că obligativitatea în sensul în care nu mai ai nicio altă opțiune nu poate fi luată în calcul. Dar măsura prin care vaccinați sau trecut prin boală pot să mergi la distracție, la restaurant, în locuri foarte aglomerate. Nu vorbim de magazine alimentare, nu vorbim de farmacii, nu vorbim de spitale, evident. Acolo e cu totul și cu totul altă situație. Dar mall-uri, restaurante. Măsura prin care la locul de muncă și în instituțiile publice vei intra cu una din cele trei condiții. Acolo, evident, dacă nu dorești sub nicio formă, atunci te poți testa. Și pentru anumite categorii și pentru cei care au contraindicații medicale, o perioadă de timp această testare va fi gratuită. Va fi plătită de statul român, de fapt, că nu există gratuitate în sine, dar nu va fi plătită de acei oameni. Cred că aceste măsuri sunt îndeajuns de corecte, de proporționale și de eficiente ca să nu ajungem la extrema unei vaccinări obligatorii forțate, care în mod evident ar genera extrem de multă nemulțumire și efecte care nu ni le-am dorit.